Felicitări, managerul lunii septembrie. Cum te simți? Cum a fost sezonul până acum? Totul e ok. Băieții sunt mai bine ca în tur. Bineînțeles, după clasament, cum se vede. Muncim în continuare, prindem barajul, mergem, bineînțeles, la joc. Nu, continuăm pe la anul, să venim mai în forță, poate ne batem și noi pentru promovare. Mulțumit așa de cum a arătat echipa? Da, având în vedere că am schimbat lotul din sezonul acesta, sunt mulțumit pentru că, cum am spus, după rezultate, în returul campionatului, chiar am fost pe primul loc după toate rezultatele. Cât de greu e să fii manager la o echipă la Victory Cup, la o echipă cu pretenții? E destul de greu, de dificil, pentru că trebuie împărțite cu serviciul, cu familia, cu destul timp ocupă și treaba asta, dar împreună cu alți colegi ne descurcăm, ne mai completăm, să zic așa. Cum gestionezi momentele de criză, nu știu, după o înfrângere, cum îi motivezi înainte de un meci? După o înfrângere, normal, încercăm să ne adunăm, până la urmă, indiferent de rezultat, să nu uităm nici de prietenia, amiciția dintre noi, ne așezăm la masă, bem un suc, o apă, o bere, mergem mai departe. Trebuie să mergem mai departe. Și demotivat, cum îi motivezi înainte de meci? Știu deja băieții ce înseamnă motivația, nu vorbim prea mult. Mai pe scurt, totul se vede la o încălzire, acolo se simte atitudinea pentru începerea unui meci. Le dai și prime, o bere, un mic la final, dacă iese bine? Nu, o bere, să zicem, nu avem noi buget de ca alte echipe de pentru restul lotului. Suntem prieteni, în mare parte venim din colegialitate, prietenie. Vă știți de mult, așa? Majoritatea lotului, da. Ne știm de câțiva ani și tocmai da, e o legătură și în afara terenului. Așa, ca stil de joc, cu cine vă asemănați? Cu ce echipă? Stind să cred cu Real Madrid. Bineînțeles că sunt și fan Real Madrid. Și spune-mi, ai un Vinicius, un Mbappé în echipă? Da, un Vinicius, să zic că am avea în echipă. Tocmai e un transfer din acest tur de campionat. Mai trebuie cizelat, să zic, puțin în ghilimele, dar își va reveni. Ce model de manager îți place așa? Te uiți așa la vreun manager anume din fotbalul mare sau din alt sport? Sincer, nu. Nu. Mai degrabă un conducător de echipă. Manager poate puțin mai... Zic conducător pentru că fiind implicat direct în echipă ca și joc, prefer să cred că sunt cu echipa mai mult decât cu indicațiile și aranjarea lotului prea mult. Unde ar trebui să lucrați mai mult pentru sezonul viitor, pentru a vă atinge obiectivul? Unde crezi că mai e de lucru? Cred că ne-ar ajuta un transfer, două, ne-ar ajuta. Acum să zic exact unde să se supere băieții, să nu... Așa e, dar un transfer două ne-ar ajuta atât. Un transfer două pe la, nu știu, să zicem, pe linia de fund ne-ar ajuta un băiat și cam atât. În rest, e linia de fund în mare. Tu cu ce echipă ții? Din țară sau din Real Madrid. Și ți-ar plăcea să-i vezi la lucru la Madrid? Da, bineînțeles, da. Tocmai am mai și fost, clar, dar da. Atunci ai altă preferință, pentru că avem o surpriză pentru tine. Partenerul nostru, Travel Experience, îți oferă un bilet de avion și un bilet la meci la unul dintre campionatele din top 5 din Europa. Tu decizi, tu alegi. Dacă ai deja alegerea făcută, poți să ne și spui. Ok, o să mă mai gândesc. Nu pot să zic chiar acum exact. Probabil Liverpool. Liverpool sau Real? Una din astea două, probabil o să merg acolo, da. Mersi frumos!